Bună dimineața, doamne doctor, bine ați revenit. Apropo de tematică, aș da și o lege, aș da o lege a sănătății orale, da? Și în care să înțelegem că sănătatea orală este a pacientului, iar eu ca medic, stomatolog, sunt doar o parte din componenta care are grijă de sănătatea pacientului. Așa este. Vă mulțumim că ați intrat în jocul nostru cu mesajele pentru telespectatori. Domnule doctor, să revenim un pic. Ce sunt mai exact aceste implanturi zigomatice? Implantul zigomatic este un dispozitiv medical realizat din titan și noi îl numim un implant special. Și de ce nu este unul convențional? Pentru că chiar dacă rolul lui este să ne ajute să ancorăm dinții în partea de sus de un dispozitiv din titan, el nu se ancorează în partea de jos, în maxilar, el se ancorează în osul zigomatic care este la acest nivel. Și este, vă dați seama, este o intervenție un pic diferită versus intervenția normală în care noi punem implanturi doar în osul disponibil în osul maxilar. Dar în ce situații și cui sunt recomandate aceste implanturi zigomatice? Este clar că dacă se ajunge la discuția, măi, implanturile normale, convenționale, nu mai sunt neapărat o soluție pentru tine, e clar că ți s-au întâmplat niște lucruri în viața ta stomatologică. În primul rând, ți-ai pierdut cam toți dinții. Și asta s-a întâmplat acum mulți ani. După aia ai purtat o proteză mobilă, din aia care se pune în pahar la culcare. Și ai purtat-o atât de mult încât osul tău s-a micșorat foarte mult. A dispărut aproape de tot osul maxilar. Tu în același timp, când vii la consultație la mine și îmi spui, măi, eu nu pot să stau fără dinți nici un minut, nici normal, o clipă, vreau neapărat să am o lucrare provizorie. Puneți-mi ceva ca să pot să zâmbesc, să vorbesc, nu pot să aștept fără dinți 6 luni de zile. Și atunci noi ne uităm, ok, ne uităm pe computer tomograf, la noi computer tomograf nu e la în care intri așa culcat, ci stai pur și simplu drept și se învârte un aparat în jurul capului tău și ne arată tot osul pe care îl mai e disponibil, nu doar la nivelul maxilar, ci și zigomatice, ne uităm și în sinusurile tale, adică facem o consultație în asta completă și căutăm de fapt rezerve strategice de os care nu au fost stricate nici de proteza mobilă, nici de eventuale infecții sau ce ți s-a mai întâmplat în viața ta stomatologică. Și ne uităm și la integritatea osului zigomatic, care slavă Domnului, el nu intră în cavitatea orală nici când pe perioada vieții și automat nu îl stricăm niciodată ca purtător de proteză sau orice a mai putut fi la noi în gură. Și atunci discutăm, ok, nu poți să aștepți 6 luni, deci automat nu merge să-ți repară osul și să pui implanturi convenționale, care ar presupune să aștepți cu gingia goală cele 6 luni de vindecare și abia apoi poți să-ți pun dinți. Și atunci am nevoie de un ancoraj puternic în care trebuie să găsesc un os natural care este destul de rezistent cât să-mi permită să ancorăm și această lucrare provizorie. Și atunci vorbim de implanturi zigomatice. În ziua de astăzi, ca și soluții alternative din astea speciale, a început să discutăm din ce în ce mai mult și despre implanturile customizate, în care sunt printate din titan, sau implanturile superiostale. Deci, iarăși, o categorie de implanturi care ar putea să rezolve această problemă. În schimb, dintre cele două opțiuni, clar, implantul zigomatic câștigă terenul în fața implanturilor superiostale. Am înțeles. Ce alte avantaje mai aduce acest tratament? Este, în primul rând, este o singură operație. Da. Desigur, noi ne dorim să și reparăm osul în aceeași intervenție, dar ne garantează această lucrare provizorie. Acum, mai un lucru important de menționat, pe lângă avantaje, sigur, sunt și riscurile de care trebuie să vorbim de fiecare dată. Și când vorbim de implanturi zigomatice, ca orice alt dispozitiv medical, există riscul să nu prindă, există să nu se vindece risc? Cum trebuie, da. Și în care ce se întâmplă? De exemplu, noi când îl ancorăm, stabilitatea lui e bună, criteriile sunt respectate, mai important de înțeles că trebuie să se ocupe un medic care a mai făcut încă un rezidențiat de 5 ani de zile, care este chirurg maxilofacial. Adică nu vorbim de un medic stomatolog obișnuit, nici nu vorbim măcar de un chirurg mic, că la noi există chirurg mic, chirurg mare, stomatolog, deci adică avem multe etape. Specializare, exact. Practic, deci cel puțin în practica noastră curentă, asta e recomandarea la intervenții care depășesc sfera orală, ne ducem în teritoriu oromaxilofacial, adică ne ducem într-un teritoriu unde noi ca stomatologi și chiar dacă am făcut un rezidențiat de 3 ani, e bine să nu fim curioși ce este acolo. Și tocmai, e important să fie acest medic specialist suplimentar și cu toate acestea, chiar dacă se ocupă cine trebuie de acest implant zigomatic, și el este supus legilor biologiei, adică tratând oameni și nu mașini,
pot să apară complicații. Și complicația poate să fie, cum am spus, să nu prindă. El de ce ar putea să nu prindă? În momentul în care încărcăm cu lucrarea provizorie, dacă pacientul nu mănâncă doar supe piureuri cu limba pe ceruguri și începe să mestece, că nu doare nimic. Adică zice, mă, am încercat asta, hai să mănânc și aia, hai să desfac și sticla asta de vin cu dinții. Prins curaj. Și prins curaj. Exact. Și la un moment dat auzi un clanc. Și ai mișcat implantul din locul lui, ai reușit să-l mobilizezi din locul lui, chestie care se întâmplă în primele luni, exact. Uh-huh. Și la un moment dat vii, suni și spui, mă, mi se mișcă provizoria. E, ăsta deja e un semnal foarte rău, pentru că ce facem în situațiile astea, de multe ori problema cu osul zigomatic este că e cam o singură șansă. Uh-huh. Adică dacă a mers către osul zigomatic și nu a funcționat, singura soluție este să ne întoarcem la prima soluție, aceea în care să reparăm osul tău maxilar, reparăm osul în sinusele maxilare și folosim implanturi convenționale și trebuie să stai cu gingea goală 6 luni de zile. Deci de aceea e important ca absolut toți oamenii care se uită la noi este să înțeleagă că, măi, noi știm să facem și nebunia asta, dar noi alegem să nu o facem mai des decât să o facem, pentru că fiind un singur glonte pe care poți să-l tragi cu osul zigomatic, preferăm să păstrăm această rezervă strategică cât mai târziu în viața pacientului, pentru că am avut pacienți care au trecut prin multiple alte soluții implantare, inclusiv un implant superiostal care a eșuat, și atunci singura șansă a pacientului era să folosim osul zigomatic. Acela este un caz care are o indicație clară. Dar dacă eu pot să repar osul în sinusele maxilare, pot să ancorez implanturi convenționale în față, să-i ofer pacientului o provizorie pentru dinții din față, atunci îmbinăm practic cele două tehnici, cu încărcare imediată, cu reparat osului, și atunci păstrăm zigomaticul pentru mai încolo, pentru că la somatolog ești pacient toată viața. Deci ceva e posibil să se întâmple și mai târziu, peste 10, 15, 20 de ani, în care e bine să mai avem o rezervă, să mai avem atunci ultima șansă, care este implantul zigomatic. Mai există și alte riscuri, în afară de cele pe care le-ați menționat acum? Sunt riscuri care țin de anatomia zonei. Adică dacă ne uităm ce este deasupra zigomaticului, este ochiul. Deci implicit orice intervenție chirurgicală la acel nivel, în vecinătatea ochiului, nu e o zonă în care să călcăm foarte ușor. Adică mergem foarte pe vârfuri și de aceea mă întorc la cum diminuăm acest risc având un chirurg maxilofacial care să intre în zona respectivă. Exact. Deci și trebuie să găsim un specialist în care și să mai avem, pentru că să făcând deja de foarte mulți ani chestia asta, desigur am văzut și complicații la distanță. Adică pacienta a fost bine 7 ani de zile, după care a revenit cu o mică supurație în zona feței. Oh, wow. Adică e, efectiv unde este locul pe unde zigomaticul este ancorat și de ce se întâmplă lucruri de genul ăsta. Pacienta, din păcate, nu a respectat nicio indicație. Igiena deficitară, fumatul care a continuat intensiv, adică dacă fumezi un pachet 2 de țigări pe zi, e clar că tu alegi să nu fii bine, tu alegi să faci niște complicații care sunt foarte rare, dar ele se pot întâmpla totuși. Rămânem în sfera asta și aș vrea să ne spuneți ce recomandări aveți pentru pacienți. Dacă mi se propune implantul zigomatic, prima intenție este hai să caut o soluție fără implantul zigomatic și aici este rolul unei echipe multidisciplinare și în care trebuie cineva să zică, mă, hai să nu punem implantul zigomatic și altul să zică, hai să punem, pacientul să asculte argumentele, cele două soluții și după care pacientul poate să facă o alegere complet informată. După care trebuie să înțeleg dacă chiar am ajuns la implantul zigomatic, trebuie să am, aș zice, chiar de 10 ori mai multă grijă de toate indicațiile pe care le primim versus cum am avut grijă de dinții mei naturali pe care am pierdut, pentru că orice formă de dispozitiv medical trebuie să înțelegem că este o soluție de avarie, adică odată ce ai pierdut dinții tăi natural și de ce ai pierdut? Pentru că au fost mai mulți factori acolo și poate a ținut și de tine și de obiceiurile legate de fumat, de alimentație, de grija generală asupra sănătății, pentru că dacă tu nu mergi la niciun medic de 15 ani și ai rămas și fără dinți, e clar că ai rămas în urmă cu multe alte lucruri. De aceea e important acest diagnostic complet de la care plecăm și nu doar că trebuie să rezolvăm punctual problema, dar apoi să stăm lângă pacient toată viața lui, pentru că asta e cel mai important lucru, este grija asta pe tot parcursul vieții, pentru că altfel lucrurile foarte ușor denaturează. Adică pacienții, mai ales când au ajuns la implanturi zigomatice, ei nu simt niciun disconfort, nici când au complicații foarte urâte. Uh-huh. Și de aceea e important să ne uităm periodic la ei și să-i spunem, ești bine. Ești bine sau hai să corectăm asta, lasă totuși de fumat, nici la tine nu merge să și fumezi, să ai și ai dinți. Perfect. Doamne doctor, vă mulțumim. Să știți că până la final de sezon o să-mi dau teza în toate informațiile astea cu care veniți diploma. Mereu la... Așa, să pregătiți diploma. Vă mulțumim tare mult. Mulțumim.